Voi continua să merg pe subiectul care l-a provocat fratele Marian, vecinul nostru, la 2 ore și ceva, suntem la Tacoma, ne vizităm, el mereu vine la noi, la biserică, este un frate cunoscut de biserica noastră și mă bucur să fim împreună. A fost și așa de nice în această seară că s-a grăbit și mi-a lăsat și mie timp. Îți mulțumesc, Marian, eu să fac asta la noi, să predici tu și eu să stau jos. În decembrie se fac multe cadouri. Dumnezeu a binecuvântat familia soției mele cu un cadou și familia mea sau pe mine cu un cadou. Părinții soției mele sunt în vârstă. Tata socru are 87 de ani, soacra mea are și ea 84, sunt bolnavi și unul din copiilor este în Germania, ceilalți sunt toți în Portland. Și așa, înțelegerea lor s-a potrivit de Thanksgiving, de ziua mulțumirii, am putut să înconjurăm părinților și am zis soției: iubire, fac tot ce vrei tu să vă simțiți bine, îmi fac poze cu voi, totul ca tu să fii foarte fericită, e toată familia ta aici. Și au făcut poze, numai ei, copiii, noi additionul ne-a dat deoparte și pe urmă azi, acum a venit și voi. A fost o atmosferă frumoasă să fim împreună, dar ea a aflat că fratele meu Gabi a venit cu speranța în misiune și n-a venit pe la Portland, a venit în East și pe aici, în zona aceasta. A zis: hai, mergem și noi să ne întâlnim și să te întâlnești și tu cu fratele tău. Și a fost plăcut pentru mine să fiu weekendul acesta cu cel mai mic din familia noastră, din cei 8, care unii știți pe fratele Gabi. Fratele meu, să fiu cu el, să-l mai încurajez, este o lună de zbucium, de alergare care a avut-o și am avut nevoie să ne mai vedem, că doar ne-am împărțit lumina de la lampă împreună, o cameră unde am dormit toți 8, trăgeam de pătură și de țoala aia, unul încoace, unul încolo și tot ne trezeam descoperiți, ne venea să o coasem cumva, să o facem mai mare. Ne-am mai încălțat cu papucii lui ceilalți să mergem la biserică, că nu aveam toți. A fost așa viața și ne dor așa să ne vedem. Părinți noi nu mai avem și ne-am încurajat unul pe altul încă o dată. Așa se face că în această după masă am alergat, fratele Dani Martinescu a făcut multă slujbă, Domnul v-a împărțit, tată, ce-mi dă mie, îți da ție și jumătate când vine răsplata. A alergat de la Knoxville încoace să ajungem la biserică. Fratele Marian Condrat ne-a dus la sărbătoarea de nașterea Domnului și am observat din capitolul 2 din Luca și am pătruns și la povestea cu păstorii din Betleem, cu scena aceea extraordinară când îngerii au venit și au cântat o oaste cerească. Și eu aș fi vrut să fiu la Betleem, dar credeți-mă că fără nicio rezervă vreau să vă spun că nu numai odată am auzit eu cântări duhovnicești ca ei în Betleem, ci când vă aud pe voi și când aud frații și când cântăm și noi, cântăm mai special decât îngerii. Biserica lui Hristos cântă mai special decât îngerii. Ei nu vor putea cânta ca noi. Ei cântă frumos, dar n-au fost niciodată în vale. Pentru ei n-a murit nimeni. Pentru noi a murit Hristos. Noi cântăm diferit. Când vom sosi în cer, vom cânta, va fi un spectacol acolo. Că ei nu vor putea să cânte cu cei veniți de jos. Noi vom cânta cântarea mielului, cântarea biruinței, cântarea evadării din robie, ca și corul robilor, dirijorilor și cântăreților. Când cântă robii care se liberați, nu îi pot întrece niciun muzicant din lume. Ei cântă cu toată ființa, ei simt, ei trăiesc eliberarea. De aceea, îs bucuros să văd îngeri și să-i ascult, dar, spunea David, sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. Când vă văd pe voi, văd bucata de cer. Când vin aici între frați și surori, chiar că e un colț de rai. Când i-am văzut pe africanii ăia în Uganda și m-am luat în brațe copiii ăia de altă culoare, am vedeam partenerii mei de pe scaunul de domnie al Domnului. Mi-erau așa de dragi, simțeam că și pentru ei a murit Hristos și sunt mântuiții lui Dumnezeu.
De aceea mă simt foarte bine între frați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O singură provocare am și vă pun ca o întrebare. După ce au plecat îngerii, ce s-a întâmplat? A fost extraordinar. Au venit îngeri, au cântat, a fost o scenă la păstoreia, care aveau o viață monotonă de ani de zile, oi și iarăși oi, și iarăși noapte și dimineață, și iar noapte cu bota în mână să-și apere oițele de acolo. Și tot așa și iar așa, și într-o zi a fost deranjat de o cântare, de o bucată de cer, cum spunea fratele aici. Dar după ce au plecat îngerii, după ce a plecat îngerii, a plecat cântarea. După ce a plecat cântarea, frate, după ce s-a dus bucuria și cântarea, ce a rămas acolo? Ce le-a mai rămas? S-au dus acasă, a spus, a fost extraordinar la adunare. Au cântat frumos, am auzit cântare. După cântare, după ce ai avut vedenii, după ce ai văzut îngeri, ce se întâmplă după? Cu ce au rămas ăștia? Din nou cu oile, din nou la viața aia de ieri, din săptămâna trecută, cum zicea Marian. Ce ai făcut săptămâna trecută? Te întorci acolo după ce te-ai întâlnit cu îngerii? Aici, în seara asta, e unul mai mare decât îngerii. E regele regelor, e Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. După ce pleacă cântarea, ce ai rămas? După ce nu mai e adunare, după ce nu-i mai fanfară, după ce ți se duce bucuria din viață, după ce nu mai ai bani, când ești bolnav, ce-ți mai rămâne? După ce nu-ți mai merge business-ul, după ce ți-o bolnav copilul, ce-ți mai rămâne? După ce te izolează cineva în colț, nu mai dă mâna cu tine, după ce ești bătrân și nu te mai bagă nimeni în seamă, cu ce ai rămas? Ce-ți mai rămâne? Nu toată ziua ai cer, nu toată ziua cântă îngerii. Ieșim afară de aici. Ce-ți mai rămâne? Ce l-a rămas la ciobanii? Iezlea. După ce au plecat îngerii, a rămas iezlea aia unde era culcat Iisus. Iezlea a rămas. A plecat cerul, spectacolul, cântarea, dar a rămas ieslea. Știi ce înseamnă asta? Ne-a rămas locul smereniei. Ce bună la? Mă vezi, v-am spus și altădată fragmentul ăsta de cântare, mă vezi cum cânt și totuși mă lași să cânt așa. De la voi eu știu, Isaac. Mă vezi cum fac și totuși mă las să fac așa. De ce nu mă mai mustri cum mă mustrai cândva? O, orba mea întrufie, cum mi te-am depărtat și Duhul meu cel mândru, ce nu-i plăcea mustrat. Fraților, vă place smerenia? E singurul loc de la care nu se bate nimeni. E locul care l-a ales Maria și a zis, ea și-a ales ce nu-i ia nimeni niciodată. A ales ieșilea, picioarele Domnului. Ăsta ne-a rămas, îl vreți ăsta? S-au dus îngerii, s-a dus cântarea. Ne-a rămas ieslea. Păstorii n-au zis, mai vine o noapte, mai vine, o să mai vină îngeri. Ați văzut, noi suntem mai buni, ne-au venit cerul, am avut vedenii. No! Pentru ei le-a trebuit mai mult decât asta. Au vrut, s-au dus la iesle. S-a dus acolo. Noi trebuie să mergem mai departe. După ce se duc îngerii, după ce se duc lucrurile frumoase, trebuie să ne ducem, să coborâm ca să-L găsim pe El. El n-a găsit un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, deși era Dumnezeu. Dar n-a fost simplu să se înalțe, să se de amare, cum zicem noi, ci s-a smerit. Asta e adresa lui Iisus. Smerenia. Ai vrea să-L întâlnești?
trebuie să te duci la iesle, altfel rămâi cu cântarea altora. Cântarea îngerilor i-a trimis la smerenie. Cântările de aici, e fain să știți cânta, fain să știi bun cântăreț. Dacă ți s-a dat să fii, dacă nu, lasă pe cei ce li s-a dat. Dar asta trebuie să te trimită la iesle. Dacă nu, cânti degeaba. Într-o zi nu o să le mai placă nici că tu ești un bun cântăreț. Trebuie Duhul Sfânt să cânte prin tine, să trimită oamenii la iesle. Știți ce au mai, ce le-a mai rămas? Le-a rămas darul. Spunea și fratele Marian, a rămas copilul care era darul lui Dumnezeu. A rămas Mântuitorul. S-au dus îngerii, dar a rămas regele. A rămas Salvatorul, a rămas Eliberatorul, a rămas darul lui Dumnezeu. Sunt minutele care vreau să le folosesc numai la asta. Nici de rege, e frumos, nici de Salvator, de darul lui Dumnezeu. Toți primiți cadouri. Și noi am încercat să le ascundem, să le pachetăm și n-au liniște copiii, le-ar rupe și noi nu, zicem, nu le dăm voie. Abia așteaptă să le desfacă, poți să-l ții, dacă nu știi ce e în el și nu-l desfaci, n-ai nicio bucurie. Poți să gândești ce vrea, poți să-l visezi. Darul. La fântâna lui Iacov, tot în Evanghelia după Ioan, adică în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, versetul 10, Mântuitorul are o discuție cu o femeie și spune, drept răspuns Iisus a zis, dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc câteva minute despre darul lui Dumnezeu. Dacă ai cunoaște tu, frate și soră, cunoști darul lui Dumnezeu? Este Domnul Iisus Hristos, amen? El este darul cel mai mare al lui Dumnezeu pentru oamenii pământeni. Este darul lui Dumnezeu. Este un dar foarte special. Darul lui Dumnezeu este Domnul Iisus, dar darul ăsta este interesant că El știe tot despre tine. Să știe. Mai au copii mașinuțe care vorbesc, care zic ceva. Le desfac și li se termine bateria. Dar nu știu ce gândești tu. Darul care noi l-am primit, la care s-au dus păstorii din Betlehem, știe tot despre tine. Și Mântuitor a zis la femeie, dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu și dacă l-aș cunoaște, păi dacă tu ai vrea, l-ai putea cunoaște. Ție îți vorbește Domnul seara asta. Dacă ai vrea, l-ai putea cunoaște. Ai vrea să-l cunoști? Femeia la un moment dat a zis, aș vrea să-mi dai darul ăla. Ar vrea să cunosc darul ăla. Atunci du-te, adă pe bărbatul tău. Îți place de darul ăsta până aici, da? Îți place de Domnul Iisus? Este darul lui Dumnezeu și al tău? El știe tot ce ai făcut săptămâna trecută. Adă bărbatul tău, păi n-am bărbat. Ai spus adevărul, 5 ai avut. Și care l-ai, nu-i bărbat, trăiești în concubinaj. Ăsta-i darul cerului. Îți pare rău că știe despre tine? Femeia nu s-a rușinat, ai spus adevărul, ești proroc. Ăsta-i darul lui Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a rămas, știe tot despre tine. Aleluia! Ai șansă să scapi. Ce dar extraordinar! Să știe toate păcatele tale, tot ce ai făcut tu. Ce a zis femeia? Nu mai vreau să te văd. Mai stai aici, frate, nu pleca încă. Nu mai vreau să te văd. Mă duc să mă spune la toată lumea. Nu! Femeia s-a dus la toți oamenii și a spus, l-am găsit pe ăla care știe tot ce am făcut. Veniți la el! Nu fugiți de el! Iisus, știi, l-am întrebat fratele Marian, știu unde scrie că Domnul știa gândurile oamenilor, m-a ajutat. Mulțumesc, e tână, trebuie să știe. Ioan capitolul 2, Biblia spune că și Domnul Iisus n-avea nevoie să-L informeze nimeni. El și atunci, și acum,
Știe tot. El n-avea nevoie să-i spună nimeni. Cunoștea gândurile oamenilor. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care știe tot. Îl vreai, femeie? Și a zis, îl vreau. Și să vină toți oamenii. Cu ce s-a lăudat ea la fântână? Căci darul lui Dumnezeu, cel care l-a întâlnit, știe tot ce i-a spus, tot ce a făcut ea. Păi, frați și surori, nici nu ne trebuie alt Dumnezeu și alt fel de Dumnezeu. Vrem un Dumnezeu care știe tot ce am făcut noi. Vrem pe Domnul care știe tot ce am făcut. De El nu poți să te acoperi. Psalmul 139 spune, tu îmi cunoști de departe, împătruns gândul, cunoști cuvântul înainte de a ajunge pe limbă. Mă înconjor pe dinainte, pe dinapoi, nu pot să zic o vorbă că tu o știi deja. Mi-ai numărat zilele înainte să existe una din ele. Acesta e Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Când pleacă îngerii, rămâne darul lui Dumnezeu, care știe tot și necazul tău și suferința ta și durerea ta și năzuința ta. Toate le știe. Ăsta ne-a rămas. Ăsta e al nostru. Darul lui Dumnezeu este darul care știe tot ce am făcut noi. Frumos cadou de sărbători. L-a întrebat la Marea Tiberiadei Domnul Iisus pe Apostolul Petru, l-a ordinat și l-a instalat pastorul bisericii. Și a zis, Petre, tu mă iubești pe mine mai mult decât toți. De acum, Domnul îi punea întrebări, auzeau toți. Și a zis, te iubesc mai mult decât toți. L-a întrebat a doua oră, l-a pus la Sunday School, l-a pus la tineret. Porma a zis, a treia oră, mă iubești mai mult decât toți. Știți ce a zis Apostolul Petru? Ce ar trebui să zici și tu și eu în seara asta. Doamne, Tu toate le știi. Aleluia! Asta-i darul vostru de Crăciun. Asta merge cu voi acasă, asta vă vede pe stradă, asta te vede în mașină când conduci mașina, asta te vede ce ai în poșetă, asta te vede ce ai în capul tău, asta vede ce ai în gândurile tale, asta vede toate imaginile tale, toate șmecheriile, hoțiile, ura din tine, îți vede dragostea, îți vede și dăruirea, nu-ți face probleme că nu te vede când faci bine, nici nu trebuie să te vadă nimeni, te vede cineva. Doamne! Darul lui Dumnezeu, Tu toate le știi! Aleluia! Atunci slujim cu bucurie până murim! E cineva care vede nascuns și îți va răsplăti! Roagă-te nascuns, postește nascuns, să nu știe nimeni, cineva știe toate lucrurile și îți va răsplăti. Eu laud pe acest mântuitor scump care ne-a rămas, este darul lui Dumnezeu pentru casa mea, pentru familia mea, pentru biserica Domnului Iisus Hristos. El ne-a rămas. Când nu-i cântare, când e greu, când e ușor, când avem suferință, când avem dureri, când avem necazuri, Iisus ne-a rămas. Apostolul Pavel a scris, a avut probleme în misiune și cu bisericile le-a instalat. La un moment dat a scris și i-am citit scrisoarea și mi s-a întâmplat și mie și la alți slujitori. A scris la un prieten de-a lui, m-au părăsit toți. Prieteni buni pe care el i-a ordinat, i-a ajutat, le-a predicat. A fost părintele lor spiritual și scrie cu durere, m-au părăsit toți, să știi. Unul singur a rămas cu mine. Domnul a rămas lângă mine. Când a spus ologul de la scăldătoarea Betesda, nu mai am pe nimeni, a spus, acum ai totul. Când simți că nu mai ai pe nimeni, atunci poți avea totul. Hristos este totul. Următorul gând cu care vreau să mă apropii să închei este că darul lui Dumnezeu nu numai că știe, se dă pentru tine, este al tău, poate să fie al tău. Că seara asta, orice ar fi și am asculta, ar trebui să te întreb,
Și o să citesc versetul lui Duțu Micle, al prietenul meu, că de vârsta mea a fost ăsta ce a murit. Este darul ăsta în casa ta, în familia ta, Domnul Iisus Hristos, este și al tău? Este și al tău de sărbători? Tu ești un om fericit. Asta e fericirea. Că despre mine, singura mea fericire, zice David în Psalmul 16, versetul 2, eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Domnul, cine l-are, este fericit. Iată ce spune aici Biblia, versetul 20, din care a predicat Micle înainte să moară. A fost răstignit împreună cu Hristos, am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și pentru tine? Pentru cine? Pentru mine, da. Aleluia! E biserica lui Hristos aici! Sunteți copiii lui Dumnezeu. Fiecare a zis, pentru mine, darul lui Dumnezeu, nu-i pentru ortodox, nu-i pentru cine, pentru aia ce fac lumini multe, e pentru tine, e pentru mine, a murit Hristos, e darul lui Dumnezeu pentru mine. Trebuie să vadă copiii lucrul ăsta. Trebuie să vadă nepoții tăi asta. Că tu ești bogat, că l-ai pe Dumnezeu. Atunci o să și vorbele tale să fie speciale. O să cânți în casă când te doare spatele. O să cânte și aia cu cancer în ei. Și am văzut oameni bolnavi, oameni care se trăs pe jos. Am văzut, i-am văzut cântând, am văzut în Africa oameni nenorociți de tot, dar cântau mai cu inimă ca mine. Ei spuneau că Iisus este bucuria vieților. Darul lui Dumnezeu trebuie să fie în această seară, nu mâine, nu ieri. În seara asta să fie pentru tine, al tău. Îmi place tinere și ascultă. Puteți voi în seara asta să mergeți acasă așa de bogați, să ziceți, știi ce, mami și tati, chiar că-s fericit. Am primit deja cadou. Hristosul este al meu. Și dacă trăiesc, trăiesc pentru El. Trăiesc în trup, L-am primit pe El și de acum trăiesc pentru El. Nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Hai zic un lucru și gata. Darul lui Dumnezeu este pentru toți. Și e totul în El. E destul. Nu-ți mai trebuie nimic. Dacă l-ai pe El, ai totul de plin. Într-un pachet care ne dă unul și altul și bani, dacă ne-ar dea și ea, se termină. Cine l-are pe Dumnezeu, are totul de plin. Amen. Este pentru toți? Sunt darul ăsta. Din iesle, că nu acolo îl găsești, din smerenie, este tot de ce tu ai nevoie. Ești sărac fără El, cu bani în buzunar. Ești fără direcție, ești un om nefericit. Astăzi am văzut om cu foarte mulți bani, om foarte special, nefericit, nici nu știu da seama cum s-a îmbrăcat. S-a îmbrăcat mai rău ca mine. Pentru că nu are această bucurie. Bine le-a spus Mântuitorul, să vă bucurați că numele vostru este scris în ceruri. Amen. Fraților, viața se duce, Micle a murit de vârsta mea, nu se știe. Un singur lucru vă doresc din suflet la aceste sărbători și fi destul să aveți darul lui Dumnezeu. Amin. Și adresa am dat-o la iesle. Îl găsiți, El acolo a rămas. Învățați de la mine, sunt blând și smerit cu inima. Dacă vreți să-L găsiți, aceasta e adresa și veți fi oameni fericiți. O să dau mâna cu oameni bucuroși. Nu știu câte lucruri poți să ai tu de sărbători. Nu o să ai ca și toți, dar dacă l-ai pe Domnul, ai destul.